Vrem să vă spunem că, iată, e un scaun liber, iar întrebarea noastră este cine ați vrea să fie pe acest scaun din cei care participă sau a participat la Survivor. Până una alta avem pe coleguța Alexandra Gogă și pe Bună Cristi ziua. Mitrea alături de noi. Cristi Bună Mitrea, ziua. Care și el călătorește, ziua, nu știu dacă Haihui în 2. Tu, Haihui, pe unde ai fost, pe la Barcelona? Am fost 2-3 zile la Barcelona, dar de întâi mai muncitoresc. Singur? Da, bineînțeles. Nu cred. Serios, am prieteni acolo la Barcelona. Am o prietenă nati, o salut și acum, e căsătorit acolo cu un spaniol care lucrează în IT și ne-am plimbat și am mâncat mult, domnul Cătălin. Foarte frumos, felicitări! Coleguța noastră, Alexandra Gogă, a muncit, oameni buni, a fost la Beach Please. Celelalte coleguțe au mai venit la muncă chiar sau au rămas pe la mare? A răcit. A răcit domnul Cătălin și în afară de faptul că aleargă toată seara prin gândurile mele, nu știu de ce a răcit. A răcit pentru că a fost la Beach Please și a făcut treabă foarte faină. A fost alături de colegele mele, Carina și Sabina. Da. Dar fetele au căzut la datorie? Da, datorie, chiar la datorie, da. Ia uite, bă, a venit Camara. Traficul din București, bună. Vă salut cu dragă. Salut, salut Camara. Povesteam, Doamne, ce s-a întâmplat de 1 mai. De 1 mai? Povesteam, da. Și au răcit coleguțele? Au răcit, da. Nu cred, mă. Da. Pe 20 de ani, mă, nene, nu au și ele imunitate? Știu. Pe vremea mea. Păi da, mă, dar nu se doarme dezbrăcat pe plajă. Nu dezbrăcat, nu se doarme pe plajă la 1 mai. Făceam și baie, domnule. Că-i frig, nu era bate vântul. Dar nu ne da de gol acum, că se uite părinții noștri la televizor vorba. Nu era vorba de tine, Alexandra. Tu ai fost cea mai, cum să spunem, organizată și cea mai cu minte. Și ocupată, s-a dus la serviciu. Exact. Camara, ce faci, Camara? Bine ai venit, îți fac cunoștința, Alexandra Gogă, coleguța mea, Cristi Mitrea. Încă da. Ce glumiță. Încă da. La urmă, parcă mâncai să cumpătaie pe cinste. Bă, eu vreau să vă împăcați, eu vreau să fie pace, vreau să fie bine în țara asta. Da, și eu îmi doresc să fie pace. Eu sunt un om foarte, foarte împăciuitor de fel, să știi. Eu îi împac pe toți, culme. Dar poate să știe, adică toată lumea știe că eu sunt ăla care se bagă să îi împace pe oameni. Culme. Dar nu mai chiar poate, nu mă reușește mie, poate. Chiar curmea, lasă-mă că nu mă împacă nimeni. Nu mă împacă nimeni pe mine, e problemă. Eu vreau să te împac, vreau să te împac, da? Și cu coleguțul Cristi Mitra, vreau să te împac și cu Crina Brudan și cu... Dar nu se încerca cu Crina. Cu toată, cu cine? Cu toată lumea, cu domn, dar știu că v-ați împăcat, sunteți ok, da, ești ok cu toată lumea. Cum sunt ok cu toată lumea? Și când te gândești, Camara, că uite, au început individualele și mai aveai foarte puțin să fii acolo. Fai, dar așa rău îmi pare, așa rău îmi pare pentru că a fost o greșeală acolo, undeva la mijloc de comunicare, am fi putut fi acolo. Și dar eu, tu și îți dai seama unde ai greșit? Adică ce ai făcut să greșești și să nu mergi mai departe? Adică acum sunt acasă la asta și zici, bă, dacă în clipa aia nu făceam treaba asta, aveam șanse să rămân în continuare în show. Da, totul ține uneori de un pas, fix un pas. De exemplu, la un ăsta de imunitate, la un traseu de imunitate, când am terminat pe bârnă, am călcat doar cu un singur picior. E, dacă treceam de pasul ăla doar, poate că ajungeam să iau eu colanul în ziua respectivă și era și altfel. De acolo se schimba totul. Se schimba totul. Pe lângă asta, bineînțeles, și strategiile dintr-un asemenea concurs, care până la urmă, să fim serioși, fiecare are strategia lui și fiecare face cum crede el mai bine. Da. Exact. Iar eu am adoptat o strategie de comunicare și cu unii dintre războinici, care veniseră de partea noastră, da. Numai că în momentul în care un singur vot nu a fost în direcția potrivită, s-a schimbat tot mecanismul jocului și am ajuns în situația de a fi la vot, pentru că eu, nici eu și nici Ursa nu trebuia să fim noi la vot în ziua respectivă. Da, așa s-a nimerit. Bun, haide să vedem cum e prezentul ăsta și cum se întâmplă lucrurile. Ți-a venit toiagul până la urmă, ți-a venit bagajul, ți-a venit toiagul. Mi-a venit toiagul și ce fericit sunt. Da, m-au sunat de la aeroport și mi-au zis, bă, ți-a venit toiagul, mi-a venit toiagul și bagajul cu toate scoicile. Sunt super fericit pentru că voi da drumul chiar la un podcast cu toate acestea. Super tare, foarte frumos. Coleguțul, Cristi Mitrea, dacă simți nevoia să intervii, te rog frumos. Nu vreau să fie această silențiu stampa între voi. Vreau să-l invit la podcastul meu, vii? Nu, mulțumesc. Ai văzut? De ce mă trebuie să-ți lua și tu de la tine, Cristi? N-am fost, ajunge la câte podcasturi. Să vii la al meu. Vezi seama ce mișto ar fi. Te invită și el în ring, să te duci la podcastul lui în ring. Dar de ce, nu sunt nebun să mă bat cu un profesionist în ring? Ce ai mai zis? Doamne. Dar totul până acolo. Că te spuneam că au mai rămas 8 concurenți. Da, mulți au fost, puțini au rămas. Au ajuns la individuale, deja mi se pare că acum se dă lupta cea mai crâncenă, pentru că mai sunt foarte puțini. Și am văzut și aseară că a fost jocul de recompensă și mi-a plăcut foarte mult, apropo de cei 8 rămași, faptul că Ștefania, după ce a câștigat acea masă, a ținut să împartă cu câțiva dintre colegii ei, cu Dan Ursa, cu Carmen și Crișan. Mi se pare un gest frumos, da. Mai ales că acum la individuale cumva ești pe cont propriu și clar nu mai există niciun fel de strategie, ci doar să
prin strategie să încerci să-i scoți pe cei mai buni. Dar da, uite că eu cred că la Ștefania se vede faptul că ea a fost atâția ani în cantonamente, da, nu? Și cred că se simte chestia asta fără să vrei. Zici, bă, hai să împar cu ceilalți, hai că am câștigat. Avem ceva imagini? Avem doar câteva imagini pe care le vedem acum de la jocul de ieri, care a fost foarte interesant și mă gândeam la tine, Camara, că tot ești aici, când te uiți la aceste imagini și te gândești, puteam să fiu eu acolo. Da, este. Și dacă te-ai gândit, dacă ai fi ajuns până în momentul acesta, ce strategie ai fi avut de acum încolo? E foarte important. Da, interesant este că, deși noi am devenit tribul Taino acolo, am rămas totuși războinici și faimoși. Da. Și asta s-a simțit, din păcate. E, în grupul războinicilor mai era încă un grup acolo de 5 oameni și cumva trebuia să faci strategia în așa fel încât să-ți aduci oamenii apropiați și oamenii din afară pe care îi simți că se detașează de grupul respectiv. Noi reușisem asta. De aceea și Crișan e lângă Ștefania acum. Da. Și dacă ar mai fi fost Alin, era Alin în locul lui Ursa, mai mult ca sigur. Noi deja ne făcusem grupulețul nostru și consider că am fi reușit să mergem mai departe dacă nu se făcea acea greșeală de strategie. Dar din punctul meu de vedere, oamenii care sunt acolo, toți își merită locul. Mai puțin o persoană, dar nu zic. Nu, că nu vreau să ne favorizez pe nimeni. Eu o țin pentru mine. Întotdeauna când cineva este în joc, am chestia asta să nu zic. De ce? Pentru că omul ăla acolo luptă. Și își duce și lupta. Și se să-l nedreptățești. Exact, și lași nedreptății. Tu îți dai seama că e așa făceau când tu erai la luptă, Mitre și cu Leguța mereu, cea, bă, și Camara. Știu. Da, își jucau și... Dar recunoști că ai avut și tu momente în care... Recunoaște-mă că tu ai fost nebun acolo, că ai fost la un moment dat. Ai avut momente. Ai avut. Toți avem momente. No, normal, dar am zis eu că n-am avut. Revine mal nostru. N-am zis că n-am avut. Ai zis la un moment dat când ai venit la prima emisiune, ziceai că numai tu ai avut dreptate și toată lumea a avut ceva cu tine. N-am spus asta. Am spus că și eu am greșit și ceilalți au greșit. Poți să te uiți în emisiune. Chiar există partea asta în care și eu am greșit și ceilalți au greșit. Cu toții am fost și buni și răi. Nimeni nu este perfect. Corect. Evident. Hai să vedem imaginile astea, nu? Chiar vreau să le văd, da. Avem doar ce vedem acum de la joc. Nu am, să știi că s-a instalat liniștea. Niște astea. În trip s-a instalat liniștea, nu prea mai sunt certuri. Nu mai e niciun personaj conflictual deocamdată, nu prea. Și da. E puțin liniște. Și parcă lipsește asta la show, știi? Că îi văd și pe telespectatorii. Să știi că era interesant. Simți telespectatorii, ba lipsa lui Camara, ba lipsa lui Doc, ba știi că, bă, unde e? Am zis eu de când a plecat Doc, când v-am zis, mi-ați luat până la gură ce mai comentăm. Așa este, când lipsește personajul ăsta care ridică un pic energia, atunci... Dar acum cum crezi că toți sunt prea atenți, adică prea prudenți să nu greșească? Și eu cred că undeva au început să controleze puțin mai mult decât o făceau mai întâi. Un pic, mai avem cât? 2-3 săptămâni? Exact. Trei săptămâni, aflăm cine pleacă acasă cu trofeul. Da. Unii s-au controlat de la început, adică unii nu s-au manifestat în fața camerei așa cum sunt cu adevărat. Dar poți să-ți iei atât de multe luni sunt oameni care sunt acest control, da? Sunt oameni care au un asemenea control acolo și pe mine efectiv m-au uimit. Nu scoteau niciun cuvânt. Cum am spus, poți să-ți dai cu o piatră în cap că nu ziceau nimic. Nimic, efectiv nimic. Asta au spus foarte mulți despre Dan Ursa, că ar fi genul care... Da, nu se manifesta. Și el și Crișan foarte greu scoteai ceva de la ei. Bravo lor că au reușit să-și managerieze cumva furia. Pentru că nu este ușor într-un asemenea context să te păstrezi atât de clean. Chiar dacă în tine fierb lucruri, ai vrea să spui, dar nu poți să le zici pe toate. Așa a fost să fie. Eu le zic, că eu nu pot să tac, aia e problema, eu le zic. Mergi la finală? Dar cum să nu? Dacă sunt invitat, voi merge cu mare drag, pentru că eu cu Survivor... Dacă aș merge la nuntă, știi? Da, cu Survivor, pentru mine a fost o frumoasă aventură de dinainte să particip. Știi ce vreau să te întreb? Data trecută am uitat. În show-ul Survivor a fost și fratele tău. Da. El a mers mai departe decât tine sau tu ai mers mai departe decât el? Nu, el a ieșit în săptămâna 8-a. Deci el a ieșit mai repede, mi s-a părut că Musti a stat mult în show. Nu, a stat... Musti, oameni buni, a fost fratele meu mai mic. Fratele a fost, mai mic. Din păcate, el a avut niște probleme la genunchi atunci în ediția respectivă, fiind foarte înalt, a călcat greșit și cumva și-a dat genunchiul într-o parte și nu prea mai putea să facă față concursului. Dar da, el a ieșit, din păcate, în săptămâna 8-a și eu îl vedeam mai departe, pentru că știu că e un supraviețuitor. S-a făcut remarcat, a știut cum să-și managereze furia pe locuri, dar și el a avut probleme acolo cu unii oameni. A avut și el probleme acolo, pentru că eu îl cunosc pe Musti foarte bine. El e calm până la un moment dat. Dacă el explodează mai rău decât mine, ca să știți. Ok, deci nu vreau să mă gândesc când erați mici amândoi cum era. Era mai simplu pentru mine, că fiind cu 5 ani mai mare, se făcea liniște instant când eram mici. Multă lume o vede pe Carmen, că o vedem în imagini câștigătoare. O vezi câștigătoare? Înainte să plec, ne-am adunat
și am stat de vorbă, Carmen cu mine, cu Ștefania și inclusiv Crișan. Și eu i-am spus lui Carmen atunci, zic, Carmen, eu te văd pe tine câștigătoare. Și mi-a zis, da, bă, camara, lasă-mă, că sunt atât de mulți oameni aici care ar putea să câștige. Zic, da, dar tu ai ceva anume care mă face să cred că poți să câștigi. Odată, ești foarte implicată în show-ul ăsta, nu ești ascunsă, ești un personaj vocal. Doi, ești bună pe traseu, îți faci treaba. Și cred eu, din punctul meu de vedere, că ai datele necesare să, să fii printre finaliștii care se luptă pentru titlul. Și carismatic, e foarte simpatică. Și eu cred... Polopuș, Moromete, din punctul meu de vedere, și la ce citim și la ce vedem în online, atrage din ce în ce mai multe critici, din, prin prisma comportamentului și a shift-ului ăstuia între oameni, între alegerile pe care le face cu cine să se, să-și creeze un grupuleț. Da. Eu am încredere foarte mare în Carmen. Eu mi-aș dori de ori Carmen, ori Ștefania. Sincer. Ele sunt preferatele tale. Da, și le-am susținut cât am putut. Și fiind acolo, i-am zis Ștefaniei la un moment dat, dacă nu câștig eu, îmi doresc să câștigi tu. I-am spus asta din săptămâna întâi, de când am intrat. I-am zis, dacă nu câștig eu, vreau să câștigi tu. Pentru că povestea ta m-a mișcat foarte tare. Știu cum a crescut prin, prin cămin. Da, da. Și asta pe mine m-a uimit lupta acestui copil. E și o dorință a ei să dovedească că, că poate câștiga concursul ăsta. Da. Bun, eu vă mulțumesc mult că ați trecut astăzi pe aici, pe la noi. Știi cum e, scurt că e mai drăguț. Da. Nu? Și povestim mâine mai multe, pentru că avem, bineînțeles, și imunitate. Mâine avem imunitate? Și, da, avem în seara asta și mâine o comentăm aici la emisiune, ca de fiecare dată. Să aveți, Camara, îți mulțumim mult de tot că ai trecut cu la mare noi. Drag, cu mare drag. Ce face, Leon? Și l-aștept, Mitra, dacă vrea să vină la mine în la podcast. Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Ai văzut? Eu l-am invitat, da? Eu, deci eu să deschis, ok. Hai, las că vă mai împrieteniți că două, trei emisiuni și după aia parcă văd poze cu voi, cum era Zmărândescu cu regle. Cu trotinetă, nu stau de cu spate, domnul. Bun, știi imaginile alea.